Dimineața tuturor! Încercați să vedeți partea pozitivă a lucrurilor. Berbec, fiți foarte prudent în tot ce faceți și în discuțiile cu prietenii. Aveți tendința să fiți impulsiv. După amiază o rudă, s-ar putea să vă dea o sumă de bani. Taur, se pare că nu sunteți într-o formă prea bună. Nu vă asumați noi responsabilități pentru că riscați să vă irosiți energia. Ar fi bine să ascultați sugestiile unui membru al familiei. Gemeni, se anunță o zi tensionată. Nu este exclus să aveți divergențe cu partenerul de viață pornind de la o investiție importantă. Stăpâniți-vă impulsivitatea. Rac, dimineața sunteți tentat să vă ocupați de mai multe probleme în același timp. Din cauza nerăbdării riscați să vă enervați și să nu mai aveți niciun spor. Ocupați-vă mai mult de activitățile casnice. Leu, sunteți indispus pentru că nu reușiți să terminați la timp ceea ce v-ați planificat. Starea de nervozitate vă poate pune într-o situație neplăcută față de prieteni și de persoana iubită. Fecioară, sunteți decis să faceți ceva folositor în casă, dar dacă nu aveți un plan de acțiune bine definit, ar fi bine să amânați. Consultați-vă cu partenerul de viață, mai ales dacă aveți invitați. Balanță, este posibil să aveți un sentiment de nemulțumire și o tendință accentuată de a vă contrazice cu oricine. Nu riscați glume îndrăznețe pe seama celor din jur. După amiază aveți ocazia să rezolvați o problemă financiară. Scorpion, traversați o perioadă mai dificilă în care vă preocupă mult situația financiară. Reușiți totuși să vă păstrați optimismul. Răbdarea vă este răsplătită în cursul după amiezii când primiți o sumă de bani la care nu vă așteptați. Săgetător, sunteți optimist și aveți șanse de reușită pe toate planurile. Relațiile cu colaboratorii decurg foarte bine. Reușiți să faceți rost de bani pentru a rezolva o problemă a partenerului de viață. Capricorn, dimineața sunteți stresat de o problemă de afaceri. Va trebui să alergați în stânga și în dreapta ca să o rezolvați, dar eforturile vă vor fi răsplătite. Nu neglijați relațiile sentimentale. Vărsător, deși nu prea vă mai rămâne timp liber, ambiția de a termina ce ați început nu poate să vă aducă decât câștiguri. Totuși ar fi bine să vă organizați în așa fel încât să nu neglijați familia. Pești, după o perioadă nefavorabilă pe plan social și sentimental, situația se schimbă complet. Bucurați-vă și nu vă mai puneți atâtea întrebări. Spre seara aflați că s-ar putea să plecați într-o călătorie în interes de familie. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață frumoasă!